Pentru această perioadă, satul cunoaște primele forme ale tristeții, dacă este să vorbim despre o tristețe spirituală. Pentru prima dată, în sat încep să moară mai mulți decât se nasc. De ce? Se nasc, dar nu mai sunt fii ai satului. Sunt copii care se nasc fie la Deva, fie la Simerea, fie la Călan, fie la Unedoara, fie la Orăștie. Ei nu mai sunt legați de Petreni. Sunt legați de Petreni doar prin rude, doar prin bunicii care mai vin aici. Pentru ei Petrenul devine doar un loc de vacanță, ceea ce nu mai înseamnă o legătură puternică cu comunitatea și un atașament puternic pentru valorile spirituale și pentru viața culturală, pentru că tot mai puțin comunitățile de tineri sunt prinse în activități care se însemne păstrarea tradițiilor sau inițierea unor proiecte culturale. Interesant este că inclusiv în perioada actuală, când vorbim despre anumite tradiții care se mai păstrează, ciudat, doar în Petreni ca și comunitate din comună, acei tineri își găsesc sau acele familii revin în sat împreună cu copiii care probabil vin de 2, de 3, de 4 ori pe parcursul unui an, dar pe perioada Crăciunului, atunci când în Petreni se desfășoară acea tradiție cu Horodiro, ei revin în comunitate. Alții mai revin după aceea, probabil vara sau probabil cu ocazia sărbătorilor de Paște. E o tristețe a satului. O tristețe a satului pentru că satul trăiește prin comunitate zi de zi. Neexistând această continuitate zi de zi, satul trăiește cu acel dor de a-și revedea pe cei care cumva îi aparțin ca identitate. Ce ar fi de sperat? Ar fi de sperat că această comunitate poate să revină nu datorită poziționării sale geografice, cât datorită potențialului său turistic. Potențial turistic care îi cumva susținut de imediata vecinătate a râului Strei. Și aici aș mai face trimitere la un eveniment care are loc în anul 1540, când în Aval, de locul numit La Iaz, un loc pe care astăzi comunitatea îl frecventează în perioada de vară la baie, a fost descoperită un tezaur care avea aproximativ 40.000 de monede de aur de tip coson, tezaur care a fost preluat de un cardinal pe nume Martinuții, dus la castelul său de la Vințul de Jos. Și probabil că blestemul l-a urmărit pe acest cardinal, deoarece la puțin timp a fost asasinat în castelul său. De asta zic, comunitatea la vremea respectivă, mă refer la perioada antică, perioada dacică, era cumva poziționată așa, aici unde era Vila Rustica. Vila Rustica se întinde unde îi acum casa de adunare, unde îi casa lui Genu, a lui Titus, merge cumva prin spatele casei lui Dișmarescu, sunt ziduri și în grădinile lui Remus până spre Simi. Deci acolo sunt ziduri. Cele mai probabil că centrul Vilei Rustica. Vila Rustica însemna o fermă agricolă care era mare. Adică ferma agricolă era casa proprietarului, a nobilului roman, să-i spunem, și mai erau acareturile unde locuiau muncitorii, să zicem, angajații, sclavii. Zona centrală îi pe grădina care înseamnă
grădina lui Maniga, fosta grădina lui Rodica, actualmente a lui Iulus. E, acolo, în 47, Remus a văzut, erau și, la vremea respectivă, se păstrau foarte bine urmele la ziduri, acoperite de pământ, dar se vedea foarte clar construcțiile. Deci, eu mi-aduc aminte că eram copil. Și în 47 l-au văzut că era pământul mai ars într-un loc și mai verde în altă parte. A săpat acolo, a văzut că îi cărămidă, zid. I-a chemat pe cei de la muzeu, a venit Floca și nu puteau să... N-aveau nici fonduri. În 47 încă era perioada de implementare a comunismului, erau toate bulversate. Adică ăștia nu ar fi vrut să declare, pentru că nu venise încă colectivizarea. Colectivizarea a început abia prin 52. Dar în momentul în care ăștia au văzut că zidul și-au dat seama, băi, dacă ăștia fac șantier arheologic, aici noi ne pierdem toți ogrezile. Și au spus, las-o așa, uite, ne înțelegem cumva, probabil că a fost o înțelegere așa la un pahar de țuică, să zicem. Și lucrurile au rămas moarte, până în 1989, când au venit cu buldozele și au ras toată zona acolo, nu știu dacă ți-aduce aminte. Și mi-aduc praful făcut totul. Ei, atunci o nivelat cumva și toate construcțiile care erau în zona de suprafață. Atunci, și au rupt toate, ele mai există și acum, dar sunt practic doar bazele, practic restul tot a fost. Dacă mergi și vezi grădina care actualmente a lui Dorel, îs o grămadă de grămezi de pietre, alea toate au fost răscolite, îs pietre din ziduri și na, aia e drama. Genul când și-a săpat canalizarea, în momentul în care a ajuns la poartă, a dat de zid din cărămidă. Deci construcția era foarte mare, se întindea undeva pe 150 de metri. Ei, dacă aici erau romanii, că, mă rog, erau coloniștii romani, asta e ce a adus Traian aici, dacii au fost în zona din vale, de acolo. Ei au continuat să trăiască, deci comunitățile sunt foarte apropiate una de cealaltă, asta e interesant. Că nu se, în momentul în care vezi că e o distanță atât de aproape, înseamnă că nu se războiesc. Aia e clar. Dacă erau pe picior de război, nu găseam în zona imediat de vetrei satului două spații de locuire. Și atunci, cu siguranță, probabil că ăia își aveau treburile lor cu păscut, cu chestii de genul ăsta, pentru că, în general, dacii nu prea erau prinși pe lucrările agricole. Erau prinși mai mult pe partea cu păstoritul, cu piața, asta știa ei să facă cel mai bine. Romanii vin și au tehnica de lucru a pământului. Coloniștii care au venit, mai ales din zona meridională, din zona Italiei, vin tocmai pentru a lucra pământul, că pământul e foarte, foarte bun. Și asta e de luat în seamă. În 2014, un căutător cu autorizație a găsit pe dealul Părinceștiului un tezaur, l-a predat la primărie, nu știu exact zona, cert este că e undeva sub pădure. E un tezaur care se depunea de obicei în morminte. Tezaur înseamnă piese din bronz, monede și parimise ceva decorații. Decorații care se foloseau fie la armură, fie la coi, fie la chestii de genul ăsta. Probabil că ar fi fost interesant să fie realizate secțiuni în zona respectivă. Sovieticii știau ce ține un popor apropiat ca identitate, religia. În momentul în care i-ai distrus religia, i-ai distrus cumva și istoria, pentru că în cazul românilor nu aveai un popor educat. Majoritatea nu aveau școală. Și rezista, comunitățile rezistau prin dascăl și preot. Ăștia erau intelectualii satului. Și mie mi s-a părut interesant când Nicolae Sântămărean, parcă Nicolae Lunița,
Peste drum de mine stă bătrânul Nicolae, bătrânul. El mi-a povestit cum în 907, când se deduse legea cu maghiarizarea forțată a lui Aponii, bătrânii la vremea respectivă din sat ormesc la oreștie și ori adus pe banii satului învățător care să țină școala în petren în limba română. Chestiile astea erau rare. Erau rare, 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 rare. Iarăși interesant ar fi de studiat și aici cred că încă îi o mare nebuloasă ce se întâmplă aici în timpul răscoalelor Horia, Cloșca și Crișan. De ce? Pentru zona Săcel, Crișeni, Călan, Nădăștie s-au cercetat în arhivă și s-au găsit informații că au fost mișcări generate de răscoală. Pe tine nu apare aici. Fie că populația nu a solidarizat cu mișcarea lui Horia, fie că nu a fost suficient cercetate arhivele. Acum, legat de biserica veche. Merg foarte des acolo. Merg des pentru că mă interesează zona și mă interesează poziționarea. Nu întâmplător a fost făcută acolo. Dacă mergi iarna, mai ales când nu-i vegetație, se observă foarte bine denivelările de teren, care e clar că nu sunt naturale, sunt denivelări artificiale, sunt urme de locuire. Biserica a fost fortificată, fără doar și poate. În plus, tehnica de construcție, inclusiv orificiile din ziduri, sunt identice cu ce găsești la Străiei Sfânt George. Biserica asta putea să fie, fără doar și poate, un monument istoric la fel de valoros cum e biserica de la Străiei Sfânt George și biserica de la Străi. Mai ales că în imediata vecinătate și e clar că e o zonă compactă de locuire de la gura de vărsare a Străiului până în zona Hațegului. De ce până în zona Hațegului? Pentru că pentru perioada respectivă, în momentul în care are loc cucerirea Transilvaniei, această zonă rezistă. Rezistă datorită bunei sale organizări și datorită unei aristocrații care o are, adică acelor cnești. Cnezimea hunedoreană a fost extrem de puternică și de rezistentă față de ceea ce a însemnat organizarea Transilvaniei în cadrul regatului Ungariei. Nu întâmplător, în unele documente din perioada lui Iancu de Hunedoara apar informații că sunt cneji care participă la campaniile sale de la Sfântă Maria de Supiață, de la Săcel, de la Crișeni, de la Nădăștie, mi-e greu să cred că nu și de la Pedreni. E clar că nu avem de a face la vremea respectivă cu Băcia apare ulterior, ca și deci în perioada lui Iancu nu vorbim despre Băcia ca și comunitate puternică, iar batizul apare și mai târziu. Batizul se dezvoltă după ce austriecii cuceresc Transilvania, pentru că ei aduc șvabii. Aduc șvabii la batiz și șvabii în spatele căminului, acolo, fac o manufactură care pentru perioada respectivă producea cea mai de calitate, cel mai de calitate porțelan din Transilvania. La batiz. Da, acolo era manufactura și au scos cel mai valoros porțelan din Transilvania, mai valoros, era comparabil cu cel de Murano și cu cel de Bohemia. Deci extrem de fin. Mă rog, era și tehnica de lucru, probabil că era și materialul pe care îl foloseau specific, dar de mare calitate. Acum, legat de obiecte care se mai păstrează din perioada respectivă, îmi aduc aminte, și asta am văzut certificat, că pocalul de împărtășire la biserica din Petren, cel puțin până în timpul cât a slujit părintele Dan Miron, era un pocal care avea înscrisul
manufactura Batiz. Sunt mulți care își aduc aminte că la un moment dat Muzeul din Deva a venit, a făcut o expoziție cu porțelan din Batiz și nu știu dacă mă înșel, cei de la primărie și-au asumat garantarea acestui obiect, l-au luat, nu știu sigur dacă a fost restituit bisericii sau dacă nu a fost restituit bisericii. Dacă nu a fost restituit, e clar că e o mare pierdere. E un obiect de patrimoniu, care dacă s-a pierdut, e o pierdere ireparabilă. Iarăși, o informație care nu am reușit să o valorizez, e cea legată de o afirmație făcută de Săbău Gheorghe, bătrânul Ghigă. El îmi spunea că, fiind cu vacile pe Părincești, a găsit la un moment dat o statuie năpădită de vegetație și mi-a explicat unde. La vremea respectivă n-am mers, am mers după un an, pe unde mi-a explicat. Omul era bătrân, nu a mai putut să se deplaseze și n-a mai identificat locul. Cu siguranță această statuie există undeva. Însă statuia, aflându-se în zona Părincești, e clar că a fost realizată de cei care prelucrau piață. Pentru că acolo erau băile de piață. De acolo se extragea piață de calitate, mai ales că în ceea ce privește perioada anilor 1700-1900, piața de moară din toată zona de Văii Străiului se producea la Petren. Era o piață extrem de rezistentă. Pietre s-au păstrat, pietre de moară, s-au păstrat până în perioada recentă, când satul a fost vizitat, să zicem așa, cu ghilimele de rigoare, de tot felul de colecționari care le-au cumpărat pe nimica sau le-au luat. Era una, mi-aduc aminte, le fiind chiar în colțul școlii, în partea de jos, cu mintii la Mircea. Era o piață de moară acolo. Ei, aia era o piață confecționată aici din piatra extrasă. A fost luată, pur și simplu. Au venit, erau din ăștia care veneau și le duceau în Italia. Pentru că erau vechi, erau cumva valoroase, familii care plăteau bine, erau sau destul de bine căutate. Din păcate, atunci au fost luate și unele cruci care se găseau pe hotarul Petrenului. În multe locuri, la vremea respectivă, asta era unul din obicei. La intersecția unor drumuri ridicai cruci, oamenii se închinau în momentul în când treceau, când era un drum care intersecta, mă rog, erau acele superstiții că în zona de intersecție a drumurilor poate să stea și diavolul și ca să alungi diavolul atunci ridici crucea ca să te poți închina, să nu te încarci cu acea energie negativă. Mai erau și acele superstiții care spuneau că la zona de intersecție a drumurilor erau bătrânele care veneau și făceau tot felul de vrăji, mă rog, legale de cununii, luau laptele la vaci și chestii de genul ăsta. Una din izvoarele interesante care le-am avut a fost bătrânul Lupu, Stanciu, Nicolae, nu Petru, bătrânul Lupu. El a fost în ambele războaie mondiale. Eram copil, aveam 7, 8, poate 9 ani. Venea la noi seara, mă rog, nu erau atunci televizoare, eram printre puțini, erau trei televizoare în sat. Eram noi, erau Hertz și era Nelly lui Păsărel. Și ne povestea din primul război mondial că a fost în Galiția, a fost în Libia și a fost în Italia. Deci a luptat în trei zone. Pentru vremea respectivă, ca să mergi mai mult de aici la Deva, era ceva ieșit din comun. Tot cu el, tot participant la primul război mondial, a fost Aurel. Bătrân Aurel, care locuia acolo, pe unde locuiește acum Paca. De asta îi spune ulița lui Aurel.
Așa, așa îi zicea, ulița lui Aurel. Unde e casa lui Pac acum? Era o casă veche, cu vatră, și el acolo locuia. Ei, interesant e povestea lui bătrânul ăsta. La momentul în care el se înrolează în primul război mondial și a fost singurul din comunitate care a luptat alături de armata românească. A trecut clandestin munții și a mers și s-a înrolat, pentru că eram sub austro-ungari, s-a înrolat în armata română și a participat la Mărășești, Oituz, în bătăliile de acolo. A venit înapoi, statul român nu a făcut niciun gest pentru el. Săracul, mi-aduc aminte, era bolnav, când trecea pe drumul, auzeam cum tușește și nu vedea, avea niște ochelari care aveau lentile de sticlă. Practic, le-a protejat doar așa de vânt mai mult. În vatra camerei s-a avut o ladă cu monezi și cu medalii în special. Un mare erou, zic eu. Cred că unul dintre cei mai importanți care a avut pe trenul în perioada recentă. Om care trece fraudulos munții, luptă în primul război alături de armatele române și pe care statul nu-l valorizează. Dovadă și decorațiile care le-a primit la vremea respectivă, dar care ulterior practic n-au mai fost bune de nimica pentru el. Probabil că de asta le-a și ascuns cumva în vatra camerei. Interesant e azi, de exemplu, scrisorile. Eu le păstrez scrisorile lui bunicul meu de pe front, inclusiv o scrisoare pe care o trimis-o din Rusia, scrisă pe coajă de mesteacăn, n-aveau hârtie. Și atunci scriau pe coajă de mesteacăn și scrisoarea are și acum timbru, adică nu timbru, ștampila, care pornește din Rusia și ajunge aici. Interesant e că toți în scrisori nu dau dovadă că sunt foarte entuziaști să lupte pe front. Interesează efectiv ce se întâmplă în sat. Războiul a luat cumva așa ca un val. Și practic a măturat toată floarea comunității. Ei, inclusiv când sunt în Rusia, în Rusia, sunt interesați ce fac animalele, dacă a fătat, cine cu cine s-a mai căsătorit, cine a mai murit, lucrurile astea. Deci sunt foarte tare ancorați. Ei, sunt oameni care sunt la o distanță mult mai mică astăzi, să zic, în Deva, în Hunedoara, în Orăștie, și care sunt total rupți de ceea ce s-ar mai întâmpla aici, deși s-au născut și au crescut aici. Ei, oamenii ăia, deși erau la mii de kilometri de casă, erau extrem de conectați la ceea ce se întâmplă aici. Aici s-a pierdut. Aici se pierde, practic, spiritul comunității. Pentru mine e o mare dramă să văd acum ce se întâmplă. Nu se mai merge cu colinda în Băcia, nu se mai merge cu colinda în oricare din satele astea vechi date. Singurul loc în Tâmpa, singurul sat în care încă se mai merge cu colinda e Petreniu. Bunicul meu putea să nu meargă. El fusese bolnav cu plămânii, s-a îmbolnăvit de plămâni și se putea rezolva la vremea respectivă. A ținut cu tot din adinsul să meargă. Străbunica mea a fost tare necăjită, că ea avea atunci o situație materială bună, mici chiaburi, și au vrut să meargă să lupte. Că era ideea asta, lupt pentru Hristos. Pentru că ei știau că în Rusia e comunismul și dacă vine comunismul, în primul rând, distruge bisericile și le ia pământul. Și atunci erau motivați să meargă să lupte în Rusia. Asta a fost o chestie interesantă și pe care au speculat-o foarte bine legionarii în perioada respectivă. Pentru că în perioada respectivă, în Petreni, este și cuib de legionari. De exemplu, Ion al lui Boieni, Pătruța lui Mânase, erau lideri de cuib legionari în Petreni. Era o mișcare populară care a prins foarte bine în mediile rurale românești. Era o mișcare care spunea, în primul rând, biserica și proprietatea. Și pentru țăranii români, asta era o chestie foarte, foarte importantă. Dar
Mă refeream la Collins. Chestia asta cu horodilă. Sunt care vin mai nou, din Tâmpa, din Băcia. Interesant, de ce nu generezi obiceiul ăsta și la tine în localitate? Nu e chestia că vii și îi dai un măr în plus, o ciocolată sau o bomboană. Nu asta e. E chestia că în momentul în care aici ar dispărea, peste tot ar dispărea. Dar dacă obiceiul ar fi exportat și în comunitățile vecinate, ar avea mai mari șanse ca să supraviețuiască. Inclusiv colinzile. Mă uit la noi. Suntem, din păcate, generația care încheie plutonul de colindători. Mă gândesc eu, Călinuț, Adi, Valentin, Petro, suntem printre ultimii mohicani care încă mai mergem. Din păcate, ăștia care au acum 20 de ani, nu-i mai văd mergând cu colinda. Preferă să stea acasă, să vadă cine ce postează pe Facebook de la colinz, dar e un blocaj, nu mai merg. Și asta înseamnă singurătatea omului. Într-o comunitate mică. Dacă asta se întâmplă la oraș, e cumva justificabil. Însă în momentul în care se întâmplă într-o comunitate mică care trăiește prin legăturile interumane, aici e marele pericol. Fiindcă horodiro, asta e relevant pentru mine. E singurul moment în care satul încă pulsează. Ei, ceea ce se întâmplă în Petreni, în momentele alea, în orele alea, când copiii merg cu horodiro, când acum mai nou, deși asta e o noutate post-revoluționară, să-i spunem așa, și care nu mai înseamnă vechiul obicei, și părinții merg cu copiii. Părinții, eu mă aduc aminte, când eu mergeam cu horodiro, nu era niciun adult cu noi. Eram noi de noi, cădeam prin zăpadă, cum era, abia ne căram traistele, dar doar ne mergeam. Ei, acum părintele merge, nu cumva să se întâmple ceva. Era mai mare încredere atunci în ceea ce se întâmplă în sat. E adevărat că nici nu erau mașini, nici nu erau nimic la vremea respectivă care să te pună în pericol. Dar nici acum nu ar fi un pericol. Însă se simte atunci că satul pulsează. E singurul moment în care satul mai pulsează. În rest, nici măcar Paștele nu mai au forța ca să adune comunitatea. Pentru că, din păcate, aici biserica a făcut pași mari înapoi, pentru că nu au reușit să adune comunitatea în jurul bisericii. Pentru că, la vremea respectivă, Părintele Dan, așa cum unii îl critică, alții îl susțin, îmi aduc aminte, lumea mergea la biserică după masa. Nimeni nu mai merge acum. Absolut nimeni. Mai suntem câțiva care ne vizităm unii între alții, hai să mergem să mâncăm prăjituri și să ciocnim ouă, să bem un pahar de vin și atât. Dar atunci, chiar dacă se mergea și se jucau cărți sau orice altceva, dar femei căsătorite, bărbați căsătoriți, copii, te strângeai măcar o dată pe an în curtea bisericii și socializai. Partea asta de socializare a dispărut. Îi Facebook-ul, din păcate, dar Facebook-ul nu mai înseamnă că discuți cu oamenii care nu au conturi. Și atunci, oamenii care, marea majoritate a comunității, e o comunitate îmbătrânită, nu au conturi. Ei, oamenii sunt însigurați deja. Sunt oameni care mai vin la biserică în ideea de a se întâlni cu cineva. Și asta se întâmplă o dată la două săptămâni. Nu știu dacă va reveni într-un interval de timp scurt. A fost, dacă este să analizez din punct de vedere sociologic, o infuzie bună. Anii 90-95, când șantierul a asigurat o oarecare mică, dar a asigurat o mică resursă umană pentru Petreni. Sunt oameni care au rămas, au venit cu șantierul și au rămas aici. Și au construit gospodării sau au realizat căsătorii mixte, dar a fost, cumva să zic, o infuzie. E nevoie de o infuzie mult mai mare. Cred că e nevoie de o infuzie de
20-30 de oameni care să vină să se stabilească, să își încropească gospodăria aici. Din păcate, mai e încă un aspect. Cei care sunt generația 20-30 de ani sunt rupți de activități agricole. Faptul că vezi un caz, și care cred că e cazul singular în Petreni, îi Paul. Ei și-au focusat eforturile la Pădureni, acolo au refăcut casa, au extins grajdurile și au, 14 vaci, plus viței, plus poci, plus oi, deci practic au revenit la un mod tradițional de viață de a-și face o fermă. Și, cât sunt ca ei? Imaginează-ți că în rest, cei care sunt cumva apropiați de vârstă, mai mici cu 2 ani, cu 3 ani sau mai mari, nu-i mai găsești în asta. Preferă să-și plângă amarul la birtul satului, chiar dacă trăiesc din pensia nu știu cui sau merg să pescuiască pe malul Ustreiului și să-și vândă seara ce-au prins pentru o bere. Da, deci sunt mulți. Da, sunt foarte mulți și, cum să spun, refuză să, dacă încerci ca să îi spui, uite, am nevoie să mă ajut să în ziua respectivă și să-l plătești, îi se pare că dacă îi dai doar 50 de lei plus mâncare, e foarte puțin. Ori 50 de lei înseamnă, e adevărat, 10 euro, dar 11 euro, dar banii ei oricum nu i-ar face. 500 de mii. 11 euro ar fi. Nu-i face niciunde, că nu lucrează. Nu lucrează niciunul. Niciunde nu lucrează. Și dacă mai adaugi și mâncarea, 3 mese pe zi plus băutură, ajungi undeva aproximativ 17-18 euro. Nu prea îi faci ăștia oricând. Nu, nu, chestiile astea se extinde de unătoare. S-a pierdut foarte mult și de când nu mai e școală în Petreni. S-a pierdut și de când nu mai e școală în Petreni. Așa firavă cum era, cu 4, cu 5, cu 6 copii a exista. Și măcar într-o formă minimală, serbarea, era o sărbătoare. În momentul în care s-a închis școala, s-a mai închis una din supapele de supraviețuire. Când stau să mă gândesc, în 907-908, comunitatea merge la Oreștie, pe banii ei aduce învățător ca să învețe toți copiii din sat în limba română, deși Austro-Ungaria le oferea învățământ gratuit, dar înveți în limba oficială, care era limba maghiară. Ei, acum tu, stat național, desfințezi în comunitate școala. Preferi să iei copiii de la stația de autobuz, îi duci în Băcia, îi aduci din Băcia, se trezesc la ore târzie, vin la ore și mai târzie. Pentru ce? Ca să faci economia unui post de învățător pe care tu statul ai plătit și în rest faci o risipă enormă, adică sunt cei care dau turnul de milioane de euro și cât ar fi salariul unui învățător la sat pe decursul unui an. Un salar mediu, să spune, care nu a depășit undeva 12-14 milioane. 15, să zicem. Pe decursul unui an e o sumă infirmă la nivel de minister. Și nu sunt multe sate de genul ăsta, pentru că la nivel de județ, unde doar azi vreo 10-15 care s-au închis așa. Pentru mine, de exemplu, a fost o mare pierdere când a murit Popa Pătru. Era sursa mea de informație în ceea ce înseamnă perioada interbelică. Deci, pentru perioada interbelică, omul era enciclopedie. E adevărat că am exploatat informația de acolo la greu. Să îmi spunea, de exemplu, el a fost cel care îmi spunea că bunicul meu făcea viori și cânta la vioară, la joc în sat.
Și tot el a ajutat să îl identifice, pentru că la 7 ani străbunica mea a mers acolo la podul Iloaiei, desfăcut mormântul și l-au identificat că da, el, și l-au reînmormântat, mă rog, cu serviciile religioase și cu cruce în cimitirul de la podul Iloaiei. Iarăși, sursă de informație a fost de Muculu Zefirești. El îmi povestea despre participarea lui Iarăș la război, cum a fost luat prizonier. Sursă bună de informație pentru perioada de copilărie, liceu, chiar aproape, a fost de Mucu, lucrând de FIA. Deci ăla tot așa, venea seara la noi și povesteam foarte mult. Mi-a povestit din perioada când era el prizonier în Rusia, la greu. Deci ăla mi-aduc chiar foarte bine condițiile în care erau ținuți în lagăre și cum a fost șocul când s-au întors înapoi. Deci, efectiv, impactul ăla după ani de război, după ani de prizonierat, când te întorci în sat, e foarte greu să te regăsești, e foarte greu să te recunoască cumva. Au fost cazuri, îmi scapă acum cine, când s-a întors, nu l-au mai recunoscut copiii. Cine ești? După 7, după 8 ani, copiii care atunci avuseseră 2-3 ani, se întoarce cineva de departe pe care nu l-a văzut niciodată. E clar că nu-l mai identifici ca tată. Cine cred că încă mai îi sursă, e ultima, dar e bolnav acum și nu prea mai comunică, e Milu, deci Marescu. El e cel mai în vârstă acum din sat, face 88, nu mai vede, se deplasează greu, dar nu mai comunică. Ei, el și datorită instrucției școlare, faptul că a fost învățător în sat, taică-sul iară și învățător, are informație care din păcate o duce cu el în mormânt. Nu mai comunică, e bătrân, am înțeles că se simte rău, cine știe cât o mai duce. Dar el știe încă din lumea asta satului și o știe și prin filtrele lui taică-sul, că taică-sul la rândul lui a fost tot învățător.